Live din Timișoara, ultimele 50 de minute, practic, de aici, din Piața Unii. Da, Dacă să fiu foarte sincer, de o săptămână, și cred că puțin chiar mai mult, aștept acest moment. Orică la această oră în așteptare, știți prea bine, intră una dintre rubricile noastre favorite, conversația noastră despre rețete, rețete culinare, sub genericul culinaria. Astăzi avem culinaria banatica. Poate vă amintiți, cred că nu mai departe de acum, vreo două săptămâni, am vorbit despre acest proiect, adică despre planul unor Timișoreni care încearcă să obțină titlul de regiune gastronomică europeană pentru banat. Ei bine, în studiu este Caius Merșa unul dintre inițiatorii proiectului Culinaria Banatica Bună dimineața! Dacă îi ridicăm calea, se și de i A ridicat, da, mai zi o dată. Bună dimineața tuturor! Da, suntem ușor destabilizați de ce se întâmplă. Caius n-a venit singur, a venit și cu platourile lui. Avem aici un mic dejun care a ocupat jumătate din masa noastră de studio și dacă din când în când ne mai oprim un pic, să știți că e pentru că salivăm. Da, o, e foarte a... greu să facem emisiune de aici. Sau ne documentăm așa cum a făcut Luca mm -hmm. câteva momente înainte. Suntem live pe pagina de Facebook Radio Europa FM, deci puteți, avea, puteți vedea ce se întâmplă aici. <laughs> Caius este și cercetător universitar în domeniul antropologiei culinare, nu? La Universitatea de Vestimișoara, am spus bine? Da. Sub oblăduirea asta... profesoarei Otilia Hedeșan. Da. Asta ne-ar interesa foarte mult aici, chestiunea asta cu antropologie culinară. Mm -hmm. Noi am vrea de mult vrem să devenim cercetători uh, în domeniul culinar. Da. Partea practică ne interesează, mai puțin teoria. Da? Dacă practica, cum devii antropolog culinar? Păi, ca la orice lucru, cum faceți și voi, îți trebuie pasiune. Așa. Asta o avem. Păi, Asta, pasiunea. Ce altceva mai. Dar e face. o diferență între pasiunea să mănânci și să fii bucătar, de exemplu. Dacă ești pasionat și ai mâncat toată viața, nu înseamnă că ești bucătar. Am înțeles. Ideea e că trebuie să fii pasionat de cercetare, de a afla lucruri, de a avea o structură organizată, de a studia. E o știință, pur și simplu este o știință. Da, și noi vrem să știm foarte multe despre lucrurile astea. Deci, ce presupune, ce faci ca, antrop ca antropolog culinar? Esența proiectului Culinarea Banatica este, de fapt, un rezultat al uh, ideilor pe care l am avut în domeniu și a ceea ce am citit referitor la bucătăria din Banat, bucătăria românească, bucătăria centrală europeană. Uh, uh, ideea în sine este că noi am avut, la un moment dat, un blackout, când au intrat comuniștii cu cizmele de cauciuc mm -hmm. în bucătărie și ne-au lăsat vreo 50 de ani cu niște falsuri în tot ceea ce se întâmplă. Iar acum trebuie să redevenim ceea ce eram înainte de 45. Stai puțin, că ăsta este un, un lucru interesant. Ce îmi spui acum? Acum, în România se transmit rețete și nu doar în România, peste tot, nu? În familie, de la bunici, de la străbunici și așa mai departe. Sigur că lucrurile se mai schimbă, mai evoluează, dar cât de mult poate să influențeze un regim? politic, ce se întâmplă în bucătăria familiilor. Altfel decât prin penurie, să zicem, cum a fost la comuniști. Dar bunica mea făcea ciorbă foarte bună, lucruri pe care le-a preluat după aceea mama mea și am învățat și eu să fac în felul ăsta. Comuniștii n-au avut prea mult de influențat aici. Una din cărțile mama și tata bucătăriei românești, în punctul meu, din punctul meu de vedere, sunt... Uh, Postorel Teodoreanu și Sanda Marin. Ei okay. au pus niște baze... Radu Anton în... Roman? Uh, e mai târziu, totuși okay. e contemporan cu noi, acum a fi iertat, dar uh, na, totuși face parte din bucătăria contemporană. Mm -hmm. El a cules foarte multe lucruri, dar le-a cules după comunism. Cine nu are o carte de Sanda Marin? Sau Silvia în... Jurcoveanu. Asta erau cărțile comuniste? Da, da și ea, Ok. Da. Cine nu are carte de bucate a Marin? Și da, Eu am o bibliotecă. Dacă aveți ediția din 65, are în jur de 880 de rețete, da. iar ediția originală, care a fost retipărit acum după anii 2000-2010, ceva de genul, uh, sunt în total 1480 de rețete. Deci, 1480 deci, um, de rețete, da? Și un, deci, adică, vreo dar, 600 le-au tăiat comuniștii. Dar de ce? Poate că era, păi, au făcut o carte mai. Subțire. De ce o mai concentrată? Păi, Aha. unul din lucrurile care le-am remarcat... Să ingredientele. Ba, nu, asta era. Adică, de exemplu, a rămas rețeta de lapte de pasăre, dar a fost coasă rețeta de il flotant, care Aha. este, de fapt, strămoșul laptelui de pasăre și are un alt mod de preparare cu trei variante de a face bezeaua. Aha. Și o chestie uriașă așa, adică n-are cum avem la laptele de pasăre da, da. mici și asta are una da, imensă când spui de că au, zice insulă. Când, ai spus, când spui că au tăiat, înseamnă că a fost o intenție acolo. Da, adică fost o intenție că s-a scos, da, scos, efectiv, s-au scos rădăcinile bucătăriei noastre care... care Amboa, era... Am, o, a pus una din liniile care le avem în, mm -hmm. uh, în bucătăria românească. Pentru că dacă urmărim, uh, mai sunt cărți ajutătoare la această influență a Sandy Marin și a bucătăriei în România. Este o carte prin 54 tipărită care urmărește migrația internă a României. Este o carte publicată tot la Universitatea de Vest recent de doamna profesoară Otila Hedeșan, în care am fost și eu în colectivul de autori, care se numește Pachetul. Da? Care urmărește modul în care a venit mâncarea studenților în căminele din Timișoara cu studenții veniți din diferite zone ale țării. Uh -huh. Asta e iarăși un circuit foarte interesant, începând din Tulcea, sudul, sudul uh, Olteniei, cum au ajuns mâncărurile la noi uh -huh. și, evident, astea au influențat și bucătăria din banat. Uh -huh. Logic. Totul Foarte interesant. Deci, interesant, nu m-aș fi gândit niciodată în ce fel influențează ideologia, gastronomia unei uh, națiuni, a unui popor, dar dacă am ajuns la asta aș vrea să vorbim un pic despre ideea de culinaria banatică. Aici, Timișoara, toată regiunea, dar în primul rând Timișoara este un oraș care are, cum ziceam ieri, o istorie ca un doboș. Sunt straturi, straturi de istorie și de administrații diferite. Perfect subliniat. Da, Perfect. este aici, orașul este, aici înțelegi ce înseamnă multiculturalismul, multicultural, pentru că sunt religii diferite, etnii diferite, istorii, tradiții diferite și asta sunt convins că s-a reflectat și în gastronomia locului. Uh, Definește-ne un pic ideea de culinaria banatică. Vreți să obțineți un titlu de regiune gastronomică europeană? Nu Ce, ce înseamnă asta? În primul rând, am avut o discuție cu cei de la Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism. O discuție de principiu. Să vedem dacă apreciază zona noastră, dacă pot să prezint în câteva cuvinte zona noastră ca reprezentând un punct pentru a deveni regiune gastronomică europeană. Reacțiile au fost extraordinare, am fost din start primiți la discuții și suntem în continuare în discuții, mai avem de rezolvat niște uh, hârtii cu instituțiile care trebuie să fie implicate. Și proiectul în sine își dorește foarte mult să pună, să zic, cuiul final pe bucătăria din Banat și pe bucătăria din România, pentru că dacă urmărim ce s-a întâmplat în alte țări din Estul Europei, de exemplu Ungaria, în 2000. 12 a apărut uh, ghidul Goen Mio în uh, Budapest în 2015-2016 a avut prima stea Michelin. Uh -huh. Goen Mio a apărut în uh, România în 2020 exact în pandemie. Și acum așteptăm și noi ceva steluță Michelin. Vă spun eu că anul ăsta sau anul viitor o avea o stea. În ce oraș? <laughs> Am o axă, dar o să se supere bănățenii pe mine. Aha, okay. Axa mea e Oradea Brașov, București. Ok, interesant. Nu-i nimic, lasă că poate vine și Timișoara din, din următoare. Bun, să ne imaginăm asta. Deci aici a existat... Orașul a fost turcesc timp de vreo 157 de ani, cu administrație turcească. Moschee, da. administrat de uh, comandant militar turc, uh, uh, după care a fost administrat de austrieci, după care... Imperiul Habsburgic, exact. apoi Imperiul Austro-Ungar... Ai cumva vreo. Adică, poți... există preparate în care tu simți că sunt influențe din una, din două sau din mai multe astfel de culturi și care sunt acum tradiționale în banat? Multe lucruri, cum spuneam, au fost șterse în perioada comunistă, dar dacă ne uităm înainte de perioada comunistă, pentru că există cărți, există carte tipărită în banat pe la 1886, există alte cărți de bucate din zone din uh, zona Imperiului, care putem să legitim și știm am ce mâncare s-a servit în, în zona banatului, acolo putem vedea toate influențele. La noi influențele le găsești pe aceleași produse culinare în zonele în care am avut anumite etnii. Adică, de exemplu, că avem uh, sate vechi de slovaci și cehi, uh, unde găsești influența pe anumite produse, uh, patina lor. Uhum. Pentru că noi folosim și a venit doamna Corina Macri, care este președinta Horetimului, cea care m-a luat și m-a pus în față cu acest proiect, uh, a venit cu un cuvânt care pe mine m-a marcat și am rămas cu el în gură. Loc de tradițional autentic. Autenticitatea aia poate să fie pe două planuri, dar uh, lucru important este că fiecare își pune patina pe același produs. Exact cum mănânci la Serbia o pleșcaviță și mănânci la noi o pleșcaviță. Pleșcavița este sârbească, dar la noi este într-un fel, la ei este în alt fel. Nu înseamnă că e mai bună sau mai rea. Asta înseamnă autenticitate. Vă gândiți să faceți, poate, tururi culinare? În care... Evident. Aha, de-abia așteptăm să ne dați un semn. Da. În ceea ce privește bucătăria bănățeană, noi gurman simt, am venit aici să încercăm fel de fel de preparate. Am constatat în rândul deserturilor, multe lucruri pe care nu le găsești în altă parte, începând cu faimosul Baigli cu Mac, despre care am vorbit și la București, pe care l-am primit aici. Am văzut că Doboșul este foarte răspândit în cofetăriile. De... Noi am vizitat și câteva cofetării. Savarina, de altfel, am văzut că nu Stai, e Savarina asta mai găsești, Doboș. Dar eu am... Eu... Cremeș. Cremeș. Așa, sunt niște denumiri pe care de am de vrea de să ne lămurim. Suviacă. Ce este suviaca? Habar n-am. Suviacă este... <laughs> Uite, domnule, un subiect de cercetare pentru tine. Am găsit noi într un restaurant un cozonac cu mac, cu lapte, mă rog, un, ouă, drunj, stafide și miere. Și spune suviacă. Da, vine din zona, din zona Bavaria. Deci lucrurile cu mac, ce care spuneai că ați, gustat, sunt două influențe puternice, este bucătăria bavareză și bucătăria maghiară. Cele două lucruri pe care le-ați spus și dobo, și creme, și Aha. și Așa fac parte din acele influențe în bucătăria bănățeană. Cred că în, la cotul tău stâng se află ceva care se cheamă proia cu mămăligă? Proia, da. da. Ce sunt drăciile astea? Da. O mămăligă coaptă mai dulce. și un fel de, zi... Uh, Unde făcute din mămăligă, uh -huh. la cuptor. Zic bine, da? Da, da, da. Și se mănâncă cu, cu smântână, e interesant. Deasupra vârful brioșii... Smântână e iarăși, rumen, așa. știți că este de influență ardelenească, că Ardeleanul pune smântână în orice... Mm -hmm. Slavă cerului! Da, la un moment dat am făcut o supă de vită mexicană într-o zonă din Ardeal și bucătarul mi-a pus smântână, nu în tot <laughs> Arată Hai, mai bine. Avocado da? coriandru, pune și niște smântână ce are. <laughs> noi aici facem un tom iam foarte bun cu smântână. <laughs> da, da. da. <laughs> da. Asta e păturată? Da. Descrie-ne, te, te rog, păturată prăcrumbi, nu? Așa, prăcrumbi. Este iarăși de influență, de influență Ce? bavareză. Păturată prăcrumbi. Uh, face parte din dicționarul uh, de cuvinte bănățean. Care, Așa. Din păcate încă este în lucru, nu s-a tipărit unul. Uh, da. Pentru consultare avem anumite site-uri de pe care tot citim tot felul de cuvinte. Sunt anumite grupuri de pe care încercăm să preluăm cuvinte, sensuri și alte lucruri. Este o, iar teoretică a pune ca o mâncare a săracului. Cartofi, făină și ce a put să pui de toate ca să, să iasă un fel de plăcintă. E o Cam plăcintă așa... cu cartofi. Exact. Cu e, și... Toate mâncărurile extraordinare au început ca o mâncare a săracului. Uh -huh. Uh -huh. Și pastele italiene sunt niște mâncare a săracului. Deci... Da. da nu... Cartofii copți în coajă aici se cheamă cartofi copți în dubă. Da, dubă fiind de cuptorul. Da, partea în care... Ca îți să de unde vine duba. De fapt, e locul în care te încălzești. Ca cartofi copți în dubă cu smântână. Prebranat. Fasole, bobe la cuptor. Au îmi plouă în gură, numai că mă gândesc. Gomboți. Care o fi etimologia cuvântului gomboți? Gomboți cu prune. Care sunt niște gogoși umplute, nu? nu? Sunt ce sunt nu, 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 sunt niște bile. Niște bile, bile niște ce sunt? Găluștele cu prune. așa, așa, cu prune, găluștele. da, nu no, mă scuzați. Bile de aluat, da. Îmi scapă, uh, mi-a scăpat. Uh. Bun. Uh, cum vă putem ajuta noi? Presa să susținem proiectul Culinaria Banatică. Mâncând. Am o idee. Da. mă gândeam, chiar ieri m-am gândit la ea. Noi stăm... microfonul puțin mai jos, te rog, așa? Noi stăm uh, foarte prost cu Răspândirea bucătăriei românești în străinătate. Ok. Și mi-a venit o idee, încă, dat fiind faptul că suntem atât de publici în această dimineață, ca cei care vă ascultă să caute restaurante românești din străinătate și să le dea like-uri, review-uri și tot ceea ce trebuie. Da. Ar fi să susținem și noi ceea ce se întâmplă dincolo. Că e foarte simplu să intri pe telefon și să cauți un restaurant românesc în Berlin, în Budapesta, în Paris, da, în Știu că există Londra. multe magazine românești, mai ales în locurile cu emigrație, evident, evident, Cu restaurante românești, în străinătate, mai puțin nu sunt convins că există, dar uite, poate că o să facem săptămâna viitoare. Dar cele importante tot găsești măcar câte unul. Ne întoarcem Aici la București, poate documentăm subiectul ăsta din studio uh -huh. și poate și... Pe aia și mă gândeam Simite că în Madrid am făcut emisiune și ziua națională la da, un restaurant românesc. Da, în Madrid este. Și la Paris este restaurant românesc și foarte bine plasat. Ca locație. Și putem să-i susținem. Uh -huh. Uh -huh. Ei poartă mai departe ceea ce facem noi. E clar că desarmalele lor au, uh, limele, un gust franțuzesc, evident, dar asta face parte din autenticitatea locului. Uh -huh. E normal, dar așa putem merge mai departe. Să, e mai ușor pentru noi să ne promovăm. Și pentru culinaria banatică? Pentru culinarea banatică, dacă noi reușim să devin, devenim regiune gastronomică, va fi, să zic așa, punctul maxim, pentru că din acel moment tot ceea ce se întâmplă în țara asta va intra pe un făgaș nou. Uh -huh. Suntem deja pe un drum nou, există noua bucătărie românească, există bucătăria românească contemporană, nici nu pot să încep acum să spun câți bucătari extraordinari știu, probabil știți și voi deja, știți că se mănâncă altfel în România, uh -huh. deci... Deja suntem unde trebuie. Când faceți primul tur culinar în Banat? O să începem... Da, ține un semn. O să începem spre toamnă, da. da. Ia uzi că la toamnă avem deplasare la Timișoara și în Banat. Să <gri> da, avem deja cazările luate, așa că da. o să ne întoarcem. Numai un pic, ce este asta? Eu nu mă... Asta e dulce, nu? Eu nu mănânc A, dulce, dar chestia da, asta își da. vă -o în gură acum. Adică asta. E ceva, arată spectacol. Ce e asta? E un desert de la noi, cu gem, cu ciocolată. Și ce are, din ce e făcut cum e făcut ia, uite, al mâncărului. Arată azi, că a luat o de clătite, dar a pus într-o formă. Ie pare că e griș. E griș, e griș. Uh -huh. este, Grișie, este, griș. Da. este adaptarea spectacol. Da. Oamenilor care nu au făcut de poți. la leu de aur. Așa? Le e greu să vândă griș cu lapte și atunci au făcut o adaptare a rețetei uh -huh. Și uh -huh. acum lumea mănâncă pentru că pare da. un desert franțuzesc. Arată spectacol, dar este spectacol. Gris. Da. Mulțumim foarte mult Caius Mercia antropolog culinar inițiatorul, unul dintre eu. inițiatorii proiectului Culinaria Banatica. Vă ținem pumnii și dați-ne de veste când mai faceți câte un pas înainte în proiectul ăsta. Ne-am bucurat să, să... fim aici când în sfârșit se va primi acest titlu. Mulțumim foarte mult pentru prezență și desigur pentru acest eu mic dejun care ne va duce într-un du da, într-o altă galaxie. Uh, în 5 minute ne întoarcem live din studioul Deșteptarea din Timișoara cu Mircea Baniciu. cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM